astăzi vom vorbi despre copii talentați, copii care luptă. În România nu-i suficient să ai talent. Ca să nu-l irosești, trebuie să te lupți și să lupți în fiecare zi cu prejudecățile, cu neîncrederea și mai ales cu lipsa acută a banilor. O astfel de luptă duce o fată din Ploiești pasionată de desen și foarte talentată. Își dorește să facă benzi desenate și animație, dar nu-și permite o tabletă grafică adevărată și uneori nici măcar o simplă paletă de culori. Nu-și permite un curs de grafic, așa cum nu și-a permis să facă meditații pentru admiterea la un liceu de artă. Dar ceva își permite și nu-și refuză să viseze. Puteți să-i transformați visul în realitate spunând ajut eu. În poveste sunt 3 copii care au fost separați de părinți. Unul dintre acei copii a tot sperat că totul va fi bine. Și până la urmă s-au revăzut cu toții la o vârstă destul de mare. Totul e posibil în benzile desenate. De ce n-ar fi și în viața reală? Chiar dacă sunt chestii grele, poți să treci peste. Și oricât de greu ar fi, oricât de dificil, trebuie să privești partea bună, trebuie să fii pozitiv. Dacă se întâmplă ceva bine, dacă se întâmplă un miracol. Nici măcar nu e nevoie de un miracol când vrei să evadezi într-o lume fantastică. Nu trebuie decât să iei în mână un creion și o hârtie albă. Când aud real, mă face să mă gândesc la ceva trist. Nu știu, niciodată nu pot să mă gândesc la realitate. De asta pune și în picturi. Fantastic, mi-a plăcut mult. Amalia are 15 ani și desenează de când a pus prima oară mâna pe cărțile cu povești pentru copii. Nu citea literele, dar simțea desenele și era de ajuns. Prin desen eu una mă simt bine. Mă face să dau toate sentimentele pe care le-am în mine pe foaie. E așa plăcut. Parcă te eliberezi. A învățat să deseneze singură din tutoriale, înainte să se înscrie la o școală de arte, unde a mers până în clasa 8-a. Am văzut cum explică profesorii total diferit. A zis să nu prea ne mai uităm pe internet, că nu e chiar corect și astea. Să ascultăm ce zic ei. Și m-am cam luat după ce a zis doamna. Nu s-a încadrat în norme și măsurători, pentru că în lumea ei totul e special și are puteri supranaturale. Îmi plac foarte mult să fac oameni invizibili, spre exemplu. Adică e ca și cum ai vedea un om, dar îi vezi umbra. Sau oamenii cu aripi. Mă simt atât de bine când fac cu oamenii cu aripi. Desenele ei au fost apreciate peste multe meridiane. În țara benzilor desenate, manga. Și când am participat la acel concurs, am fost așa fericită când m-am gândit că wow, să ajungă desenul meu în Japonia. Amalia se refugiază în artă. Orice ar atinge, un creion, o hârtie, peniță, acoarele sau lut. Am pasiunea asta de când mă știu, de când eram mică și vreau să o duc mai departe, chiar dacă nu mai este posibilă chestia asta. Câteodată îi se pare imposibilă calea spre cariera pe care o visează, pentru că nu și-a permis meditații pentru a intra la liceul de arte, pentru că o tabletă grafică nouă e o dorință prea mare pentru puterile familiei, pentru că până și creioanele, pensulele și culorile și le drămuiește cât să-i ajungă până va face rost de alți bani. Deocamdată face naveta la un liceu din Boldești-Scăieni, dar nu renunță să lupte pentru ce vrea cu adevărat. Acum că sunt la altă școală, părinții mei susțin că ar trebui să mă axez mai mult, să las un pic de sănă mai într-o parte. Dar nu vreau să piară această pasiune și vreau să continui prin chestii mici. Își păstrează exercițiul desenului creionând personaje din cărți și jocuri video, sperând că cineva o va remarca. Poate, nu știu, să ajungă chiar cu cărți pentru, cărți pentru copii. Chiar am început să realizez că mă simt chiar ca un autor de cărți. Când acesta începe și își pune sentiment, ce simte el în momentul acela, pe o hârtie, prin câteva cuvinte, prin un text, printr-o poveste. Pentru că desenele sunt poveștile ei nespuse, iar în povești, personajele nu renunță niciodată la visurile lor. Nici Amalia nu o face, sperând ca la un moment dat nu doar să trăiască pentru desen, ci și din el. Amalia e alături de mine și primul lucru pe care l-ai spus, Amalia, a zis, oh, ce frumos este aici! Da. Îți plac luminile, îți plac... Da, sunt foarte multe culori. Și sunt. Și eu cred că simți și vibrația noastră. Suntem aici mulți, la distanță, dar toți cu dragostea orientată către tine. Mulțumesc foarte mult. Vorbeam amândouă și mi-ai spus un lucru care m-a impresionat foarte tare, că n-ai vrea să pleci de la liceul unde ești acum, pentru că ai o prietenă foarte bună. Eu te întrebam dacă îți dorești un liceu de artă, poate să vii în București. Da, chiar mi-aș dori, dar nu simt să mă duc. Am
această prietenă care nu pot să plec de lângă ea, sunt foarte atașată de ea. Și sunteți unite, ca da, surorile. Da. Uneori venim cu o replică de noastră că suntem niște surori pierdute, în ghilimele. Cum ai descoperit desenul și cum ai descoperit magia asta de a spune povești prin desen, prin animații? În primul rând, cred că a început din cauza desenelor din cărțile pentru copii. Mi-au plăcut foarte mult. Am văzut, ne-ai mărturisit și în reportaj. Și parcă m-au atras și a zis să încerc și eu să desenez. Numai că acolo ai un cadru, acolo da, în cărțile de colorat ai un cadru. Pentru că tu ai ieșit din acel cadru, exact, și ai intrat în cel din sufletul tău. Și de aici am ajuns să desenez pe la spatele caietului. Deci orice caiet de-al meu era la spate desenat, multe desene, personaje, animăluțe, orice. Și am ajuns prin toate astea la colegiul de artă. Și ți-ai găsit drumul, e da, drumul tău, fără îndoială. Da. A impresionat povestea ta, a impresionat-o pe Alexandra Nechita, supranumită Micuța Picasso. Și ea și-a dorit să-ți transmită un mesaj de acolo de departe, ea este peste ocean, în Statele Unite, așa că vreau să ne uităm amândouă către ecran și sper ca în doar câteva secunde să o și vezi pe Alexandra. Bună, Amalia! Alexandra Nechita sunt. Îmi pare atât de bine că îți pot trimite acest mesaj. Mă bucur din suflet că am aflat despre povestea ta. Mă bucur și mai mult să știu că ești atât de pasionată de artă, de desen, că ești dedicată și mai bucuroasă sunt de faptul că ai părinți care te susțin. Sunt aici alături de tine, îți doresc numai energie creativă, idei, spor la lucru și tot bine din lume. Când mă aflu în țară, nu știu când, dar sper în curând, am de gând să ne vedem cumva. Te pup cu drag și numai bine. Să-ți dea Dumnezeu să ai parte de tot ce e mai frumos, tot ce scripește mai mult, pe oameni buni, de inimi bune și tu la rândul tău să dai înapoi prin tot ceea ce faci. Te pupăcesc cu drag și ne auzim în curând. Pa! Și site-ul este locul în care se înscriu în continuu povești și oamenii aleg povești pentru a le rezolva, pentru a îmi spune pur și simplu ajut eu. Sunt convinsă că te-a emoționat mesajul de la Alexandra. Știai de ea, spunea da, Micuța Picasso, acum ea este femeie în toată firea, talentată și admirată, vrea să te cunoască. Foarte mulți au fost impresionați. Povestea ta este pe site-ul Ajut Eu și a fost și aseară la Observatorul Orei 19, așa că deja foarte mulți au spus simplu Ajut Eu. Și o să te rog să te uiți în prima pungă, hai să ne uităm amândouă, pentru că aici este poate cel mai mare vis dintre toate darurile. Te rog să uiți. Este tableta grafică, cea mai importantă dorință a ta, pe care ai primit-o, pentru că oamenii au fost mișcați, emoționați, au spus că visul tău trebuie să se împlinească. Ai multe lucruri de la cei care au reacționat, cevalet, paletă de culori, marcare, creioane colorate, set manga, hârtie de desen, culori acrilice, ceva dulce, dar văd ce... Mulțumesc mult de tot! Vino cu pace la mine în brațe! Wow! Pot să zic că a venit Moș Crăciun mai devreme. A venit, chiar a venit Moș Crăciun. Știam că ăsta este visul tău și l-am lăsat acolo să stea cu mintea ascuns în pungă. Să lucrezi, să ai încredere în tine. Vei ajunge exact acolo unde îți dorești. Nu există limite din acest moment. Intri, ai intrat deja în comunitatea Ajut Eu și uite că minunile se întâmplă, draga mea. Așa că... mulțumește-le și spune-le să ajute în continuare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor care au făcut acest lucru și așa aș vrea să văd și alți copii care să zâmbească ca mine și să își împlinească visurile, așa cum am făcut eu în momentul de față. Amalia, te îmbrățișez! Sărbători fericite! Mulțumesc comunității Ajut Eu și acum, doamnelor și domnilor, începe Observatorul.